Șuvoaiele au curs pe străzile satelor Pocruia și Sohodol din comuna Tismana. Mai multe curți, grădini și drumuri au fost inundate. Apele au răvășit totul după un potop care nu a durat mai mult de 30 de minute. Dar cele mai mari pagube l-a provocat grindina. Asta e grindina? Da, grindina. De unde a strâns atâta grindină? Din curte s-a strâns. E teroare. V-a distrus tot? Tot. Asta e de la Dumnezeu de sus. Dacă ar fi de la un om, ar... Grădinile? Grădinile nimic. Rămase exact nimica. Ceapa o trăsie, uitați-o acolo așa. Absolut nimic. Am avut roșii puse și eu, ca oricare obsărat. O mai fost odată de mult. Era apa sub punce. Dacă acum nu a fost niciodată. Ce a fost apa? Un metru. Nu are un metru, dar aproape un metru. Șuvoaiele au afectat inclusiv drumuri și podețe asfaltate chiar în ultimul an. Pentru a reface zona afectată de inundații, primăria speră să primească fonduri de la guvern. Sunt foarte multe pagube, mai ales în acest sat Sohodol. Avem drumurile efectiv rupte, impracticabile. Avem în jur de 100-120 de case și anumite ulițe sunt blocate. În comunale Rești, din Argeș, câteva gospodării au fost inundate în urma unei averse. Iar în Dâmbovița, apele scurse de pe versanți au blocat drumul de acces către tabăra Cerbul. O gospodărie aflată în apropierea albiei râului a fost inundată.